Reține, perversule, cum am spart sticla asta, că așa voi sparge ficați în tine. Reține și retrage-te acum, cât ai timp. Sunt fachirul din Periș, am 40 de ani, am devenit cunoscut în România și peste hotare. Am făcut lucruri care nu le poate face nimeni pe acest glob și asta vă garantez. Având în vedere că am scos lapte pe ochi, ceea ce nimeni nu poate să-și imagineze că se poate face așa ceva, încât am înghițit o oață și am tras-o din burtă. Astea sunt unele din cele mai grele lucruri pe care le poate face un om. După care am trecut la lucruri mai serioase. De data asta voi intra în cușcă și mă voi bate și mă voi bate chiar foarte serios. Mă voi bate până la sânge. Povestea mea cu perversul este de mai bine de 11 ani. O mare dușmănie dintre noi și a rămas dușmânia. După care vine această revanșă. Ce pot să zic că îi spun lui perversul începând acum? Vezi că sunt pus grav pe tine. Ai grijă. Făceam Scandenberg, după care el a apărut și a zis că a fost bătut de cumnatul lui când s-a julit la antebraț. Și a zis că el cu antebrațul ăla o să rupă tot și că face că trece și m-a provocat pe mine. Atunci am făcut eu un meci cu el și se pare că i-a mai scăzut din avântul pe care l-avea. După Scandenberg a venit și meciul de box în care a zis că dacă sunt tare să mă bat cu el, că vezi, Doamne, că el e bun la box, că a făcut nu știu câți ani de zile box. Dar i-a făcut într-un scurt timp, într-o săptămână, două, dar lasă că 3 ani, bun. Eu am crezut și am trecut cu el în ring, să ne batem în ring. Acolo nu pot să zic că a fost rău, cred că a fost foarte rău. Că după primul punct care l-a dat, a întrebat arbitru că ce s-a întâmplat. Și a trebuit să explice că a căzut la pământ. Se pare că prima bătaie nu se ajunge, trebuie să mai existe și a doua. M-a tot sâcâit, a fost niște înjurături pe care nu prea le-am digerat. Și am tot vrut din adinsul dacă se poate să fie revanșa asta și Dumnezeu m-a ajutat. Și se pare că mi-a dat iară pe dreapta. Dar sper să țină cont că acum nu mai avem mănuși de box, e mănuși de MMA. Și ceea ce eu în copilărie am făcut numai MMA cu toți frații și cu toți prietenii mei. De data asta o să fie mult mai greu. Sper că o să simtă, perversule, ai timp să fugi din țară. Ai timp să pleci. Dacă nu, te voi zbura eu. Cei care o să ne vadă în ziua aia, o să vadă ceea ce n-au văzut de când sunt ei. O bătaie pe bune, pentru că dorința mea să intru în cușcă s-a adeverit și mă voi bate acolo. Iar eu voi da tot ce e mai bun, tu faci față. Te-am rupt!